Ion Negoi a devenit angajatul companiei de transport public din Constanța în urmă cu aproape 53 de ani. În lunga carieră a fost martor la toate transformările prin care a trecut de-a lungul anilor compania de transport public. Pe data de 3 august 1967 am fost angajat ucenic. Cum am fost angajat? Fratele meu mai mare lucra aici, mi-am făcut formele de angajare, m-a prezentat maestrului, maestru Filip, care era de 2 metri înălțime, mi-a zis, meștere, l-am adus pe fratele meu. Unde e? Uite-l, eram lângă el, dar nu mă vedea pentru că aveam o statură foarte mică, eram cât roata de troleibuz. Nu se poate obișnui cu gândul că munca lui la City Bus s-a terminat, așa că vine aproape zilnic să-și revadă colegii pentru că nu se poate dezlipi încă de familia de la serviciu. Nu pot să concep să nu fiu aici, nici nu pot trăi fără ei, adică fac parte din familia mea, așa cum am spus. Trebuie neapărat să-i mai văd din când în când, să stau de vorbă, să schimb impresii și așa mai departe. Aici am trăit toate evenimentele familiare ale vieții mele. Ion Negoi este acum cel mai vechi angajat care după 5 decenii de muncă a ieșit la pensie. Domnul Negoi se pensionează după ce a lucrat mulți, foarte mulți ani în domeniul resurselor umane. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc și eu. Pensie foarte lungă. Neanelu, așa cum îi spun colegii, a promis că va veni la muncă chiar dacă nu mai este angajat. Compania pentru el este o a doua familie pe care nu vrea să o părăsească niciodată.